Salutare, dragi petini! Bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Ursache Petru. După cum vedeți, un Fiat Ducato, un nou proiect de camper. Un nou proiect dintr-o dubă în autorulotă. După ce am început să fac un camper, deci să fac o autorulotă într-un Mercedes Sprinter, mi-am dat seama, la evenimentele care merg eu este foarte, foarte lung, nu mă pot mișca cu el, este mult mai greu să merg la evenimente pentru că nu-l folosesc doar ca camper pentru a merge la mare, la munte sau în diferite vacanțe, mal voi folosi și pentru a merge la evenimente. Pentru cine mă cunoaște știe că mă ocup la Roma cu video, foto și DJ, așa că aici voi pune boxele, voi pune tot ce va avea nevoie când merg la un eveniment un picuț mai departe de Roma. Sprintul era 7,40 m, mi-am dat seama că pe anumite străzi, chiar și când mergi la un client, este foarte greu de ajuns, nu ai loc de parcare. 7,40 m este foarte, foarte lung pentru evenimente și am decis să iau un Fiat Ducato care are doar 6 metri. 6 metri este un compromis foarte, foarte bun. Din punctul meu de vedere, este perfect pentru ce am nevoie eu. 6 metri pe lângă 7,40 m este ideal. În 6 metri poți să pui un duș, poți să pui o bucătărie, poți să pui un dulap, poți să pui un pat, de ce nu chiar și un pat care se deschide pentru a avea al doilea pat. Ar fi camperul ideal pentru mine, atât pentru vacanță, cât și pentru a merge la evenimente. Mi-am făcut două calcule, mi-am cap perfect boxele, tot absolut aici în interior. Este un Fiat Ducato din 2015, are 230.000 de kilometri. Dar haideți să vedem un picuț pro și contra despre acest Fiat. Ce a făcut vechiul proprietar, ce aș vrea să fac eu. Așa se prezintă din față acest Fiat Ducato. Am căutat culoarea albă pentru că erau galbene, albastre de la diferiți curieri, dar am vrut alb pentru că îmi place foarte, foarte mult culoarea alb. Imediat aici lipsește emblema de la Fiat, se vede că s-a dezlipit, dar trebuie să i-o cumpăr. Chiar și sus stă foarte, foarte bine pentru că am găsit altele care erau fumate, erau rupte. Depinde fiecare cum a tras de ele. Dar ăsta se prezenta foarte, foarte bine și chiar mi-a plăcut. Unica chestie este acest scaun. Voi cumpăra, cred, cu siguranță două scaune care le voi pune de la o mașină pentru a avea mai mult confort. Chiar aici în spate a încercat să facă un tip de bucătărie. A pus această ghiuvetă într-un butoiaș de ăsta de la ulei. Aici o predispoziție pentru un frigider. După cum vedeți, aici a încercat să facă dușul. Nu l-a mai terminat. Nu știu care au fost motivele, cred că a crescut băiatul și n-a mai mers cu motocicleta. A tras de așa ceva fire. Unul aici, unul aici. A tras tuburile pentru apă. Pentru a trage apa aici la duș. Aici a făcut această banchetă. Și în partea asta la fel. Care are această masă. Pe timp de zi se pot folosi aceste banchete pentru asta. Bineînțeles, devine pat punând această masă aici în mijloc sau, bineînțeles, folosind-o ca masă pentru a mânca, pentru a sta, pentru a pune un calculator și pentru a te relaxa în interior sau dacă ai ceva de făcut în interiorul camperului.